Un tânăr de 22 de ani a distrus o familie pe o șosea din județul Neamț. Băut, el a intrat cu mașina în autoturismul din fața lui, în care se aflau doi soți și fica lor. Cei doi părinți își aduceau fica de la aeroport. Femeia nu a supraviețuit impactului puternic, iar soțul și fica ei au fost grav răniți. Înconjurat de polițiști, tânărul șofer este protejat de furia localnicilor. Nu neagă că a băut și nici nu încearcă să scape de testul de alcoolemie. Prea mulți ochi au văzut manevra ucigașă. Între timp, într-o ambulanță, medicii încearcă să o resusciteze pe femeia din mașina lovită. Bărbatul de la volan și soția lui se îndreptau spre casă împreună cu fica lor de 23 de ani, pe care o luaseră de la aeroport. Impactul a fost atât de puternic încât autoturismul a fost aruncat pe contrasens și încolăcit după un stâlp. Călata, ne-am trezit. Mi-a luat pe sus. Femeia a rămas blocată în autoturism și a fost predată medicilor numai cu ajutorul unei echipe de descarcerare. Din păcate, nu a mai putut fi resuscitată. Mici speranțe din pricina gravității leziunilor, celelalte victime mai ușor afectate, fata lor, o tânără de 23 de ani, cu suspiciune de fractură claviculă stângă. Rezultatul epilotestului a confirmat bănuielile tuturor. Stop. Ai chiar nevoie să vă fumați sau cum adică? Tânărul de 22 de ani s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală gravă și ucidere din curând.